De 4 luni, în cadrul unui proiect lansat de guvern, în jur de 60.000 de persoane și-au schimbat gratuit pașapoartele sovietice cu buletine de identitate. Prin modificările propuse, Ministerul Tehnologiei Informației vrea să-i convingă și pe ceilalți 160.000 de deținători ai documentelor sovietice să renunțe la ele. Ne-am luat angajamentul ca până în 1 septembrie guvernul să asigure preschimbarea acestor acte. Cetățenii nu vor plăti taxa de stat, cetățenii imobilizați vor avea posibilitatea să-și perfecteze buletinul prin intermediul oficiilor mobile. Serafima Romanciuco, pensionară din Chișinău, spune că nu mai vede rostul să-și schimbe documentele la 89 de ani. Cât ne mai rămas? Un an, o lună, două, străiesc, pentru și el nu e. Deși înlocuirea actelor presupune un efort din partea bătrânei, femeia este dispusă să obțină buletinul de identitate. Trebuie de nevoie să te duci, să te fotografiezi, să schimbi pasportul. Eu nu vreau nici amu. Dar spune că n-am să pot vota, că n-am să pot primi pensie. Costurile campaniei de înlocuire a pașapoartelor sovietice sunt estimate la 30 de milioane de lei. Primăvara trecută, deputații au scos pașapoartele sovietice în afara legii. Decizia a fost însă în scurt timp anulată.